Insula șerpilor nu este o insulă adevărată, iar șerpii de aici sunt... Când te gândești la insula șerpilor, îți imaginezi o insulă plină de șerpi în care dacă ai ajunge, nu ai supraviețui mult timp. Ei bine, în acest videoclip vom afla ce șerpi trăiesc pe insula șerpilor din Marea Neagră, cât de periculoși sunt și ce alte specii trăiesc pe această insulă. Dar înainte de asta, nu uita să te abonezi la acest canal. Insula șerpilor din Marea Neagră este o stâncă și nu o insulă, deoarece Congresul privind drepturile mării a considerat că datorită lipsei unei surse de apă potabilă, insula șerpilor nu poate fi numită insulă. Această stâncă este așezată în partea de nord-vest a Mării Negre, la aproximativ 45 de kilometri de coasta Ucrainei. Suprafața insulei șerpilor este de 17 hectare și în această suprafață există 4 plaje, numeroase peșteri și zona de coastă este în multe puncte abruptă, cu înălțimea malurilor chiar până la 25 de metri, în special în partea sud-vestică. Această insulă este diferită din punct de vedere geografic de alte insule datorită lipsei reliefului înalt în zona de mijloc. Clima este temperat blândă datorită influenței Mării Negre, iar schimbările meteorologice, mai ales vara, sunt bruște. Temperatura aerului de pe insulă diferă în funcție de anotimp. Iarna variază de la 0 la 2 grade Celsius, iar vara variază între 19 și 24 de grade. Cea mai mare temperatură înregistrată pe insulă a fost de 40 de grade Celsius, iar cea mai mică temperatură de minus 30 de grade. La capitolul plante, datorită stratului subțire de sol fertil, insula prezintă plante puține, ierburile de stepă fiind principale, dar mai există și o floră formată din plantele rezistente la secetă și sare. Datorită solului subțire și a vântului, pe această insulă nu există copaci. În trecut, oamenii au încercat să planteze arbori, dar nu au avut succes. Cât despre păsările și animalele de pe această insulă, nici la acest capitol stânca nu prezintă prea multe specii. Păsările întâlnite aici sunt cele migratoare care opresc pentru odihnă în călătoria lor transcontinentală. Primăvara, oamenii care studiază zona spun că au fost văzute până la 200 de specii de păsări migratoare, dintre care 28 sunt pe lista roșie a Ucrainei de specii protejate. Cât despre mamiferele de pe insulă, în afară de câinii și pisicile oamenilor care locuiesc acolo, pe insula șerpilor mai trăiesc și două specii de lilieci, șoarecele comuni și șoarecele de stepă. Iar șerpii, deși insula are un nume care te duce cu gândul că este plină de șerpi periculoși, ei bine, în realitate, insula are doar un tip de șarpe care este adus ocazional de curenții mării din zona deltei Dunării. Acest șarpe este șarpele de apă, denumit științific Natrix natrix, și este un șarpe neveninos care este destul de des întâlnit în România și care poate atinge o lungime de peste 2 metri. Dar dacă insula șerpilor nu are șerpi mulți și periculoși, de ce se numește insula șerpilor? Ei bine, stânca a fost denumită astfel pentru că în trecut a fost locuită numai de păsări și șarpele de apă, de la care a și provenit numele pe vremea grecilor. Unii istorici au susținut că șerpii ar fi fost stârpiți în a doua parte a secolului 20, când aici ar fi fost campate trupe ale URSS-ului. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai un like și un subscribe.